1238 de persoane din raionul Nisporeni, care au revenit de peste hotare de când a fost decretată starea de urgență în țară, au fost monitorizate pentru a respecta cu strictețe măsurile de carantină impuse de către autorități, dintre care, în prezent, 365 de persoane sunt monitorizate la domiciliu pentru ca să nu încalce regimul de autoizolare. În acest context, oamenii legii se deplasează zilnic pentru a stabili dacă acestea respectă cerințele. Vă sugerez să auziți la autoizolare până pe data de 20 aprilie. Asta vă aducem la cunoștință când nu duceți până la știut. Vă monitorizează medicul, sunteți responsabil, vă telefonați, vă sunteți bine. Da. Asta e cel mai important. Da. Bine, da. Asta e obligația noastră ca să vă verificăm dacă dumneavoastră respectați, ca să nu admitem răspândirea locală, dar înțelește a virusului. Și locuitorii din Boldurești reveniți acasă din străinătate sunt verificați de către polițiști pentru a respecta regimul de autoizolare. De asemenea, aceștia sunt atenționați că dacă vor încălca aceste restricții, riscă să fie amendați. Bună ziua! Cum vă sunt? Tot bine? Foarte bine! Foarte bine, da? A câtea zi sunteți de-am în carantin? Păi, 5-a zi, da? Hai, 5-a. Stați, nu... Fără să vă închid, da? Ați contactat medicul de... Sigur. Cunoașteți, da? Bine, rest... Sunăm la medic, măsurăm temperatura, toate ordine. În cadrul acțiunii de monitorizare desfășurată de oamenii legii, toate persoanele aflate în regim de autoizolare au fost găsite acasă. Acestea spun că respectă cu strictețe și nu se întâlnesc absolut cu nimeni. Eu de la Franța, soția de la Italia. Așa, și respectați regimul ăsta de 14 sigur, zile. Sigur, noi avem copii la Milești, avem mama la Milești. Nu ne-am dus acasă ca să nu îi îmbolnăvim pe dânși. Am venit aici, stăm singuri, izolat. Este bunica noastră mai încoace, nu a venit la noi, nu vine. Nu... Din ce țară ați revenit acum? Rusia. Ați venit acasă când? Luni, dimineață. Și în timpul acesta sunteți izolat de familie, de absolut toți? Prieteni, cunoscuți, apropiați. Da, mama e cu mine. Și doamna? Așa, nu. Cărmi separate, nu contactăm așa, că stăm la vorbă, să... Ne străim în brațe, să ne sărutăm și astea. Așa mai departe. Vă simțiți bine? Ba, mângă, dus. Dar am fost, am făcut testul. E tot ok, da? Da, bine, dar. Sunteți autoizolat singur? Da. Familia mea, pe uite, casa așa de la deal. Vin și mi-aduc mâncare, las aici la poartă. Foarte bine. Se întorc înapoi. Și aș sfătui să stai acasă, scăpăm cât mai repede de... Tot și trece în toată lumea. Polițiștii au intensificat activitățile de monitorizare a persoanelor care se află în autoizolare și carantină. De asemenea, oamenii legii îi atenționează despre riscurile la care sunt supuși în momentul în care nu respectă măsurile de prevenire a virusului. Ori, ignorând cerințele legale impuse în perioada situației de urgență, aceste persoane pot pune viața celor din jur în pericol. Polițiștii, mai de cu seamă polițiștii de sector, zilnic, aleatoriu, o dată în zi, telefonic, apelează persoanele venite de peste hotare și informează despre să stabilim locul aflării dumnealor, anume locuința unde s-au pus la autoizolare, să iau datele contact, nu doar telefoane mobile, și telefoanele fixe. Ulterior, după posibilitate și după materialele care le au în gestiune, se deplasează și la dumnealor la domiciliu, le aduc recomandările care trebuie să respecte în această perioadă de autoizolare de 14 zile. Îi atenționăm că nerespectarea acestui regim de autoizolare se pedepsește cu amenzi și amenzile sunt usturătoare. Potrivit primarului comunei Boldurești, în prezent în jur de 35 de locuitori sunt monitorizați la domiciliu. În primăria Boldurești, ca și pe întreg teritoriul raionului, au fost format celula de criză. Și la moment avem 35 de persoane care sunt monitorizate, dar ele automat sunt introduse în listă și deja care au expirat termenul sunt excluse. În celula de criză, deci principalul rol îi revine autorității publice locale împreună cu medicii de familie, care persoanele care sunt în lista izolare la domiciliu sunt telefonate zilnic, unde ei raportează starea de sănătate, temperatura. Din fericire, nu avem cazuri în sat înregistrate cu îmbolnăviri cu virusul
Da. Totodată, oamenii legii efectuează controle și în magazinele alimentare pentru a informa despre anumite cerințe impuse. Dacă vedeți o persoană la fel care este revenită, știți-a pe la 112 pentru a raporta acest fapt sau ulterior persoana să fie trasă la răspundere. Că dacă o să fim toți uniți și receptivi, o să ieșim cu bine și nu o să admitem infectarea locală. De asemenea, oamenii legii patrulează teritoriile administrative, pădurile, dar și spațiile publice, informând cetățenii despre riscurile infecției cu COVID-19, precum și despre modul de protejare și comportament, cu păstrarea distanței sociale de cel puțin un metru. Păstrați, vă rog frumos, distanța socială cel puțin un metru, un metru și jumătate. Așteptă ori în rând, ori dispărțiți-vă, evitați contactul fizic, discutați la distanță cu deși. În afară din necesitatea, clar, fiecare trebuie să întreține familie, avem lucrări agricole. În alte spații publice, locuri publice, zone de agrement, terenul de joacă, păduri, este strict interzis. Este permis în situația dată la bancă, farmacie, magazin pentru produse alimentare. Și în caz de necesitate, doamne ferește, să participați la ritualul de înmormântare. Deplasarea pe străzi a persoanelor, chiar și o persoană, la solicitarea angajatului, poliție trebuie să aibă cu dânsul buletinul de identitate. Aflarea în locuri publice, mai mult de 3 persoane, este interzis. Din momentul aprobării hotărârilor Comisiei pentru Situații Excepționale, Inspectoratul de Poliție Nisporeni a întocmit 22 de procese verbale. În 12 cazuri este vorba despre persoanele care nu au respectat regimul de autoizolare la domiciliu, iar în alte 5 procese verbale sunt vizate persoanele fizice care nu au respectat măsurile de prevenire a virusului și s-au aflat în spații publice. Totodată, 3 procese verbale au fost întocmite pe numele a 3 slujitori ai bisericilor care au oficiat slujbe în lăcașele de cult, iar 2 persoane au fost sancționate pentru comerțul ilicit. Pentru fiecare caz aparte au fost aplicate amenzi de 22.500 de lei.